În 2011, Mihai Neșu a suferit un accident tragic, în urma căruia i s-a spus că va rămâne pe viață paralizat. Aflat în scaun cu rotile, fostul fotbalist a primit încă o lovitură. 9 luni mai târziu, soția își dorea divorțul. Fostul fotbalist a avut parte de șocul vieții sale, iar cea care a fost soție preț de 7 ani a ales să-l părăsească în cele mai crunte momente. De asemenea, femeia și-a motivat într-un mod teribil decizia. Nu pot să stau cu un bărbat paralizat. Aceasta a fost explicația ei. Maria și Mihai s-au cunoscut în 2000, iar în 2006 s-au căsătorit, iar după alți 6 ani au divorțat. După ce s-a despărțit de Mihai Neșu, Maria s-a mutat în Statele Unite, acolo unde deja locuia fratele ei. Iar la 3 ani mai târziu de la divorț, Maria și-a refăcut viața alături de un afacerist din Oradea. Maria are o viață discretă, departe de ochii presei. De asemenea, aceasta este și designer de încălțăminte. Teribilul accident suferit de Mihai Neșu în 2011 i-a schimbat complet viața fostului fotbalist. Fostul sportiv spune că are o altă perspectivă acum asupra vieții și că a devenit mult mai credincios. Drept mărturie stă cartea pe care a lansat-o cu titlul Complex Natural pentru Detoxifierea Sufletului, culegere de cuvinte ziditoare de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de la Sfinții Părinți, care a apărut la editura Episcop Nicolae Popovici a Episcopiei Oradiei. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!